Recunoscut ca un eveniment cu tradiție, zilele Impact organizate de Fundația Alfa Transilvană au ajuns anul acesta la cea de-a 7-a ediție. Locul ales a fost complexul de agrement Mureșul, unde sute de copii preșcolari și școlari au dat startul la joacă și voie bună. Este o campanie de sensibilizare a opiniei publice referitor la problemele, nevoile și potențialele persoanei cu dizabilități. Sunt foarte multe activități organizate. Astăzi este ziua care la început a fost sportivă și a fost mai mult de competiție, dar cu timpul s-a transformat într-o joacă mare. Copiii care întâmpină greutăți în a înțelege ce se întâmplă în jurul lor sau cei care nu se pot mișca cu aceeași iuțeală ca alții au devenit pentru o zi căutători de comori. Împreună cu școlari și preșcolari, copiii cu nevoi speciale au fost împărțiți în 5 echipe. E vorba de o manifestare sportivă care nu poate fi numită chiar concurs. E o desfășurare de 5 probe. Vor participa 5 echipe, a câte 20 de copii, copii cu și fără dizabilități. Vor parcurge un traseu așa prin rotație. De fapt, nimeni nu câștigă. Toată lumea va trece niște obstacole, va obține niște indicii ca în final să identificăm 5 căpitani al lui Barba Albastră, care vor trece printr-un zid final, care e de fapt proba finală, unde vor găsi o comoară. Această zi a fost dedicată atât celor mici cât și celor mari. Astfel, în timp ce micuții se jucau, părinții și toți cei care au trecut astăzi prin weekend au putut încerca pentru câteva minute cum este să fii o persoană cu dizabilități. Cine dorește poate să experimenteze cum e să fii o persoană cu dizabilitate, și locomotor, nevăzător sau cei care nu aud pot să experimenteze cum e acest lucru. Târgu Mureșeni a fost provocat să deseneze cu ochii legați sau să se deplaseze în scaunele cu rotile. Primul care a încercat să se pună pentru câteva minute în pielea unei persoane nevăzătoare a fost chiar un reporter, care a trecut proba cu brio și a reușit să deseneze o floare cu ochii legați. A fost foarte greu. Nu am știut unde trebuie să merg, ce trebuie și ce culoare este în mâna mea. A fost foarte greu. Evenimentul organizat astăzi de Fundația Alfa Transilvană în colaborare cu alte organizații neguvernamentale s-a dorit a fi un mijloc prin care cel puțin școlarii să aibă ocazia să comunice cu tinerii cu nevoi speciale și să-i cunoască. Dizabilitatea acestora nu trebuie să le creeze teamă sau repulsie, ci mai degrabă trebuie să-i facă să înțeleagă că dincolo de aceasta de fapt stă un copil.